Bun găsit, dragi prieteni, Hristos a înviat. Suntem în bucuria învierii, într-un loc în care învierea sau căutarea ei e la ea acasă, am putea zice. Suntem la muntele Athos, la chilia, intrarea Maicii Domnului în biserică, din schitul Lacu, împreună cu părintele stareț Pimen Vlad, pe care am bucuria să-l salut. Sărbuna Hristos a înviat. Adevărat a înviat, bine ați venit. Ne-am adăpostit aici într-un balcon din chilie pentru că ploaia nu ne-a lăsat să ne desfășurăm într-un cadru natural 100%, părinte. Natural e și aici, încă e mai natural, că se vede ploaia, se trăiește ploaia. Suntem în clădirea chiliei, în colțul, oarecum în diagonală cu spațiul în care e amenajat paraclisul chiliei de aici. O chilie pe care o stărețiți de câtă vreme, părinte Pimen? Bine, aici locul am început când am preluat aici, în 2005. Deci nu era nimic aici, de la zero, o grămadă de bolovani. Bineînțeles că înainte de chilia asta am construit alta, în urmă cu vreo 25 de ani, mai jos, tot în cadrul schitului. Trebuie să spunem că sunt aici mai 16, multe. 16 chilii, deci cum e chilia noastră, 16 de toate. Noi suntem undeva sus și de aici, de la margine, se văd câteva. Da. Și ultima chilie de sus suntem aici, cea mai sus. Și de aici suntem într-un fel de tribună, putem spune. Când ne uităm la vecini, uităm de sus un pic la ei, așa că suntem mai sus. Și ar fi ultima chilie din cadrul de sus, de aici, că nu mai sunt mai sus. Și după aceea, cealaltă, pe toată valea asta a schitului Lacu, că însuși denumirea de schitul Lacu vine din grecește, de la groapă sau vale. Schitul din vale sau din groapă. Tocmai de asta că e într-o văgăună, așa, trei părți are străjuit de munte și o deschidere spre mare. Un loc foarte retras, pentru că ne-am dat seama de asta, necunoscând foarte bine geografia Sfântului Munte, dar pe drum venind am parcurs distanță destul de mare, de la Careia, capitala Sfântului Munte. Pe timpurile vechi era numită pustia cea mai dintr-o adânc. Cum era Tebaida în timpurile vechi în Egipt, așa aici era numit schitul Lacu, era cel mai greu accesibil. Pe orice cale vineai, aveai de mers mult. Și chiar de la mare, dacă vineai tot. Pe poteci. Drumurile cum că sunt acum nu erau. Da, și chiar unele mănăstiri sunt construite aproape de malul mării. Pentru că timpurile vechi, nefiind drumuri, tot ce cărau era pe mare. Da. Aprovizionare, orice problemă era rezolvată pe mare. Ei, la noi vedeți că avem o oră până la mare de mers pe jos. Adică însuși până la mare e destul de mult. Iar până la mănăstirea Sfântul Pavel. Până la Sfântul Pavel noi măsurăm tot aici cu mersul pe jos. 4 ore de mers pe jos. Da. Adică orice loc din vecinii noștri, putem spune, ar fi Provata, cea mai apropiată, ceea ce înseamnă câteva chilii pe acolo, care e cea mai apropiată, mergi de 2 ore pe jos până la ea. Și după aceea Caracalul vreo 3 ore și tot așa. Adică toate sunt la o distanță destul de mare. Nu avem vecini apropiați aici. Și am putea spune că în locul ăsta nici nu prea o stat alții, adică românii ce-au căutat când au venit? O căutat liniște și aici era liniște de plină și apă. Zice, dacă au lucrurile astea, două pot să trăiască, de ce apă? Un pic de grădină, copaci, toată valea asta aici, schitul în timpul vechi avea aluni, nuci și viță de vie. Și smochini, bineînțeles. Viță de vie? Nu, și-o plantat ei viță de vie ca să aibă vinul pentru Sfânta Liturghie și, bineînțeles, și consum care era nevoie, după aceea nuci și aluni, că astea rezistau. Și smochinii care, bineînțeles, pentru timpul lor cu astea se descurcau și un pic de grădină și trăiau. Și de asta, adică s-o și retras cu toate, că aici e o zonă mai umidă în comparație cu restul Athosului. Și de asta trebuie să fii un pic rezistent la oase, că mult puțin după un timp, cam la toți încep să scârții, adică cere ungere, cum se zice. Părinte Pimen, suntem, ziceam, în cea mai mare sărbătoare care e asociată cu bucuria, pentru că în centrul ei stă mesajul lui Hristos înviat, bucurați-vă. Sunteți un om bucuros, vă vedem și acum și vă știm din toate prezențele pe care le aveți și în acest mediu virtual, să zicem, prin podcast, cum se cheamă acum modern. Ne povestiți, ne spuneți lucruri de folos, ne dați cuvânt și celor care nu pot ajunge aici, dar și celor care fizic ajung și vă găsesc în pangarul mănăstirii, unde pe lângă o amintire le dați și cuvânt de folos. Cum reușiți să fiți bucuros tot timpul? Dar ce motive am să nu fiu bucuros? Exact
mi-amintesc de un citat de cineva, că s-a dus cineva la împărat ca să-i prezinte situația cuiva, unui vechi prieten a împăratului care murise. Și l-a întrebat împăratul, zice, măi, cum a murit prietenul meu? Și împăratul, eu am venit să-ți spun cum a trăit, nu cum a murit. Adică ce viață a avut el pe pământ. Cam așa ceva. Adică eu pun așa, mă uit la mine, mi-a dat Dumnezeu mâini, mi-a dat picioare, mi-a dat ochi. Adică m-a făcut întreg, cum se spune. Când vedem în jurul nostru, atâția oameni care lipsesc lucrurile astea. Deci un motiv de a slăvi pe Dumnezeu în fiecare zi. Slavă ție, Doamne, cum ai făcut și mă pot mișca, nu depinde altcineva. Și dacă am lucrul ăsta, ne-a dat Dumnezeu mâini, de ce să nu-l folosesc? Ați văzut că am totul flori în jurul casei, a bisericii, peste tot. Începând de la Crăciun, cum se zice, tot flori, tot timpul anului. Ei, toate le îngrijesc eu astea. Mi-a dat mâini Dumnezeu, de ce să nu-l folosesc? Chiar dacă sănătatea uneori mai împioneze, cum se spune, și chiar doctorul mi-a zis, vezi, ai grijă cu ceaia, cu ceilalte, că altfel te duci. Dar Dumnezeu mi le-a dat și am zis, când cer să-l folosesc, cât de mult pot. Și făcând lucrul ăsta, nu ai cum să nu te bucuri. Pentru că te uiți și la rodul mâinilor tale, cum se spune. Ceea ce faci tu, vine un om aici, îl primești cu drag și îl îmbrățișezi. Ți-a dat Dumnezeu mâinile. Dă-i un pic de bucurie și la omul ăla, se simte vinit acasă. Că avem mulți oameni care s-au apropiat, să zicem, de chilia noastră și când spun că vor să mai vii, zice, părinte, vreau să mai vin un pic acasă. Adică un fel de a doua casă a lor. S-a legat în felul ăsta. Deci noi încercăm cu drag lucrul ăsta. Și nu se poate, dacă tu oferi un gram de bucurie la celălalt, nu se poate să nu primești și tu bucurie de la sursa bucuriei care e Dumnezeu, care e Mântuitorul Hristos, i-a spus mironosiților la înviere, bucurați-vă. Deci însuși e sursa bucuriei. Și atunci noi încercând, cum se zice, să-i bucurăm pe cei din jur, primim și noi bucurie. Și mai mult decât atât, eu încerc ceea ce spunea cuviosul Porfirie, capso calivitu. Să încercăm să fim pregătiți de moarte, ca și cum am plecat mâine, dar să muncim și să ne bucurăm de tot ce ne-a dat Dumnezeu, ca și cum am trăit 500 de ani. Adică tot timpul să facem ceva, nu, nu mai am mult, de acum nu mai fac nimic. Da, da, da. Nu! Că de asta fac o paranteză aici, mulți mă întreabă, părinte, e timpul de a mai face copii, acum oameni căsătoriți sau cu tare? Da, zic, și 10 dacă îți dea Dumnezeu. Totdeauna ai timpul. Pentru că Dumnezeu a spus clar, femeia se va mântui prin naștere de prunci. Și după aceea, crucea familiei, când spunem, înseamnă nașterea de prunci și creșterea lor. Nu contează timpul. Poți să fii război în toate direcțiile. Tu faci copii și îi crești după Dumnezeu. Nu contează că pleacă la un an copilul, că la 10, că la 100, dacă îi pregăti cum trebuie, se duce la Dumnezeu. Și atunci noi tot timpul avem motive de bucurie dacă trăim și să trăim prezentul. Pentru că iar o greșeală la mulți trăiesc sau în trecut sau în viitor. Că mereu, că uite, am avut problema aia în urmă cu 10 ani și a rămas acum 10 ani. El nu poate să depășească și nu trăiește, e blocat acolo. Sau altul, băi, să vezi ce o să fac eu când o să ajung nu știu unde. Plan. De el nu face nimic în ziua aceea. Și în fiecare zi tot spune, o să fac. Zice, asta e și înșelarea cea mai mare a diavolului față de om. Sau să trăiască în trecut sau în viitor și nu mai trăiește niciodată prezentul. Dar cum e cu răul din trecut, Părinte Pimen? Că nu se poate să nu-l ai ca pe o povară. Răul pe care știi că l-ai făcut, te raportezi la el ca o greutate. Știți ce se întâmplă cu răul? Deci Dumnezeu ne-a dat șansa să devenim ca îngerii. Nu contează ce am făcut în viața noastră. Ne-a dat spovedania. Cea mai mare taină prin care se șterge totul. Dar spovedania te duci, spui ce ai spus cu căință și după aia încerci să îndrepți, să nu mai repezi lucrul ăla. Poate ai furat, poate ai omorât, poate ai făcut, nu știu ce răuteți în lumea asta, să spunem cele mai mari. Ei, deci să nu rămâi în ele, te-ai spovedit și începi să îndrepți tot ce se poate. Sau femei care au făcut avorturi, da? Care-i scrimi, de fapt. Mulți acum că spun întreruperi de sarcini sau ce vrei. Nu, îți scrimi pentru care o să dai socoteală în fața lui Dumnezeu. Dar dacă te-ai spovedit și te-ai oprit, și atunci ce poți să faci tu? Ca să îmblânzești pe Dumnezeu, începi să ajuți copii cât de mulți. Te duci la orfelinate, te duci la familii copii mulți, poate tu ai ajuns la o vârstă că nu mai poți face copii alții, dar te duci și ajuți copii care într-adevăr suferă, au nevoie de o mânghiere, de o îmbrățișare, să-ți jerfești din timpul tău și să faci lucrul ăsta. Și asta în prezent. Adică în prezent, las că o să fac. O rup cu trecutul, dar... Și ai faci, totul, și faci deci și trecutul ce odată l-ai spovedit, l-ai șters. Nu vedem la Sfânta Maria Egipteancă, cel mai bun exemplu, care și-a trăit
17 ani viața în toate mizerile astea ale lumii, ca să spunem, o copilă mică, a profitat lumea de ea, chiar neștiind atunci și-o dorit să cunoască lumea și atunci normal. Plecată, fugită de acasă la 13 ani, o luat lumea cu valul ei. Ei, 17 ani o gustat din toate astea ale lumii, până o trezit-o Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a luminat-o. Și gândiți-vă că alți 43 de ani în pustie, în pocăință. Și nu că din prima o scăpat-o, că 17 ani o chinuit-o, toate patimile astea care le-au gustat ea, începea să roage. În minte, da, în gând. Deci ea, cum încerca să taie totul, era singur în pustie, nu mai vedea oameni, animale. Dar îi vineau în minte tot ce-a făcut ea. Și spune când ea se topea de sete acolo când avea apă în pustie și vinea gândul, mă, ce bun era vinul care îl beam eu în Egipt, în Alexandria, în așa. Ei, și lucrul ăsta o chinuia. După aceea, toate desfrânările care le făcuse, vinea să minte, dar ducea o luptă la sânge, se punea în genunchi, capul la pământ și o scunior stătea zi și noapte, fără să ridice până nu îi se ușura lupta. Vinea ca o lumină de la Maica Domnului și îi lua lupta. Deci 17 ani s-a luptat cu asta. Deci ce înseamnă? Renunți la trecut, tai, tragi linii, te-ai spovedit, dar nu înseamnă că ai scăpat atât de ușor. După luptă și luptă, Dumnezeu care vede, chiar îți șterge și din amintiri toate. Dar trebuie să vadă că tu lupți cu adevărat. Și se poate lucrul ăsta. Și atunci toată greutatea asta ușor, ușor o ridică Dumnezeu. Și ajungi la un moment dat, poți să ajungi la sfințenie. Ați văzut Sfânta Maria Egipteanca, zbura prin aer. Mergea pe deasupra Iordanului fără să-l atingă, adică la o măsură. După aia ne întoarcem la un sfânt mare, Sfântul Moise, etiopianul, egipteanul. El care era vătaful tâlharilor, avea 100 de tâlhari, făcuse sute de crime, de toate, tot ce era posibil în lumea asta. O ajuns la o sfințenie, zice, și că a trecut pe mulți sfinți. Și o smerenie extraordinară, că e o întâmplare, cred că o știți, mi se pare că e în Pateric, când el e chemat să judece pe un frate și mi se pare că Moise etiopianul e. Despre nu mai știu dacă e la el. Și merge cu un coș găurit în spate cu nisip. Da, cu nisip. În față era, cum se zice, o trăistuță mică și în spate era un sac mare. Și l-a întrebat ăștia, zice, da, ce vrei să spui cu asta? Zice, am lăsat păcatele mele, era sacul ăla mare în spate și cu trăistuța asta mică a fratele am venit să o judic. Adică le-a dat de înțeles că nu trebuie să judecăm pe ceilalți, că orice om i-a pus greșele. Azi pot să greșească el, mâine pot să greșesc eu. Și de asta zice, cine acopere greșeala fratelui și Dumnezeu la vreme din ecaz va acoperi greșeala lui. Pentru că orice om, mai devreme sau mai târziu, are anumite căderi. Mici sau mari, că e om. Și atunci Dumnezeu, dacă vede că tu ești cu dragoste și cu răbdare față de ceilalți, și la momentul ăla te acopere cumva, nici să te faci de rușine și plus să depășești lucrul ăla și să continui mai departe. Această meteahnă pe care o avem cu toții de a judeca pe celălalt, cu asprime uneori, e o sursă de întristare, Părinte Pimen, sau și de bucurie personală că totdeauna când îl judeci pe celălalt, tu te vezi mai sus Știți decât el. Ce se întâmplă? Nu, în momentul ăla care judici, înseamnă că e patimă interioară. Deci tu întotdeauna vezi că îl judici pe cealaltă, spui la altul, dar o spui cu patimă. Înăuntru tău te bucură leacă. Dar asta înseamnă o patimă exact ca la ăla bețivul, care știi că îi face rău băutura, dacă nu o guste, se bucură. E momentul ăla de bucurie. Dar după ce ajunge rău, după aia mai târziu, dezastru tot, îl dor toate, ei, ajunge la aceea. Dar pe moment îi gustă ăla că se bucură. La fel și cel care judecă, pe moment se bucură, îi zice de ăla. Dar după ce o încheia judecata și o văzut de treaba lui, vede părăsirea harului. Uscăciune, rugăciunea nu merge, tristețe, deci nu ai cum să ai bucurie. Bucuria o simți aia pătimașă doar în momentul ăla care judici, care e de la diavol, ca la orice patimă. Dar după aceea vine urmarea aia, vezi că tu ai judecat pe cineva și pe aia toată ziua nu mai ai bucurie, nu poți să te mai rogi când trebuie, te simți adică într-o stare de părăsire. Că de asta este porunca care spune nu judecați și nu veți fi judecați. Însuși Dumnezeu spune, pentru că știi că e greu lucrul ăsta, ne-a spus clar, nu judeci pe nimeni, nu te mai judec nici eu, te iau direct în rai, dar nu judeca pe nimeni. Și avem multe exemple în felul în care s-a luptat, n-a judecat și a trecut fără vân, direct. Faptul că ne interesează cu patimă sau cu bucuria aceasta de moment răul din celălalt e o sursă de
de întristare neapărat. Pentru că până la urmă e o bucurie a plăcerii. Din plăcere nu poți să ai o bucurie de durată. Da, e pătimașă. Da? O bucurie pătimașă e ca și cum dacă îi se întâmplă ceva rău la celălalt, las că o meritat. Eu mă uitam la un lucru, să o luăm la nivel, nu intrăm în politică, dar la nivel de asta. Mă uitam, că vedeți, în lumea asta, în toată, tot te trezești deodată, se schimbă puterea, să închiși câțiva, sau cu tare, sau alții care au posibilități mai mari afaceri, să închiși. Și auzeam pe alții care habar nu aveau de oamenii, ceea nu i-o cunosc niciodată, nu i-o întâlnit și imediat zicea, bine că l-o închis că o meritat, dar de unde știi tu că o meritat? Ca să spui lucrul ăsta, tu ca nu l-ai întâlnit niciodată, nu l-ai cunoscut, doar ca să te bagi în seamă. Bine că l-a închis că a meritat. Stai un pic. În loc să-l compătimești, rogi pentru el, măi, săracu, are și-l familia acasă. Soția a rămas, poate 5, 6, 7 copii în urma lui, care plâng. Și tu zici, bine, adică tu e o satisfacție demonică. Deci în locul judecării celuilalt să punem compătimirea. Compătimirea și o rugăciune pentru el. Știți ce se întâmplă? În toate lucrurile astea, noi judecăm foarte mult, aruncăm cu noroi de la, cum se zice, de la opincă până la vlădică și de la țăran până la președinte. În toată lumea aruncăm cu noroi că dacă merge ceva rău într-o țară, tot îți devine. Dar dacă mă uit la mine, să zicem un om din lume care are familie, acasă te cerți cu nevasta, copiii n-ai răbdare. Poate ești prins de fumat, de băut sau alte patimi și tu nu ți-l îndrepți astea, dar găsești vinovați după fiecare colț. Toți îți devină. Dar tu nu ești în stare să spui rânduială în familia ta. Cum mai ridici tu capul în fața lui Dumnezeu să judici pe ceilalți? Că ia să fie o familie exemplu. Copiii crescuți cum trebuie, tu acasă să fii cu, să vii cu drag totdeauna, să îmbrățișezi pe toți, nu că nu intri în casă, fug toți și s-ascund. Te implici în familie, mai speli și tu un vas, faci și tu ceva, adică familia ta să fie un exemplu. Fii așa și arată prin felul ăsta, nu prin cuvinte, cute cum ar trebui să fie societatea. Dar vedeți, e foarte ușor de aruncat cu noroi. Și știți cine aruncă cel mai mult cu noroi? Aceia care au multipatimi sau nu reușesc să facă în viață nimic. Aceia înăuntru lor se duce o luptă. Și atunci, care se smerește în lupta asta, Dumnezeu îl ajută. Că el se zmerește și, Doamne, uite, toți sunt mai buni ca mine, ajută-mă și pe mine să-mi revin, să mă ridic. Dar care nu fac lucrul ăsta, nu se zmeresc, se simt inferiori. Și atunci ce zici? Băi, nu pot să mă urc la ăla, dar îl murdăresc pe ceala. Și începe la toți oamenii să-l vorbească de rău pe cealalt. Cumva să-l coboare pe ceala în ochii altora ca să nu pară el atât de jos în groapa lui cu noroi. Deci, adică, e ceva ce face diavolul, de fapt. Îndreptățirea de sine. Da, dar, de fapt, e o lucrare a diavolului asta, care se folosește de oameni că nu poate altfel. Dar, părinte, sunt și oameni în jurul nostru care au fapte care merită condamnate. Adică, și le vedem și le judecăm și le etichetăm ca atare. Dar se întâmplă, și asta din experiență și din experiență proprie, că atunci când am judecat cu patimă, cum a zis, o scădere a unui confrate, mi s-a întâmplat să cad eu însumi la puțină vreme în aceeași greșeală. Asta e clar, orice. Noi spunem că judecăm că, na, că trebuie să-l condamnăm pe ceala. Nu avem dreptul. Sunt judecători puși de stat de asta, care cia, dacă a făcut o faptă rea, se dovedește, îl judecă, îl închide și așa mai departe. Nu avem noi dreptul. Pentru că noi semnele că nu avem dreptul, după ce l-ai judecat, uiți la starea ta. Poți atunci sta de vorbă cu Dumnezeu cu inima deschisă că n-ai greșit cu nimic? Sau conștiința te roade pentru ce ai spus? Dacă te-o rost, totul e pătimaș. Și ca să fim sinceri, majoritatea sunt pătimașe când ne aruncăm în judecatul ăsta și dăm în dreapta și în stânga și devenim un fel, eu mai folosesc, de talibani, de cia. Că noi suntem cei tari și lovim în dreapta și în stânga. Cine ne-a dat dreptul ăsta? Da. Părinte Pimen, a început să plouă puțin mai tare. Din nou... N-ai nimic, nici, tu ai binecuvântare. Nici vremea cu capriciile ei nu vă întristează vreodată? Nu, no. Păi n-ați văzut dacă urmăriți toate filmările mele care mi le fac? Eu le fac cu telefonul singur, eu niciodată nu am pe nimeni roată, mă duc în grădină, mă duc acolo. Vă uitați la alea de iarnă, când ninge mai frumos, eu sunt în mijloc cu zăpezi băgat și filmez. Deci eu am motive de bucurie la orice moment, la asta cât e de frumoasă ploaia.
stau uneori, ies în balcon, o privesc, citesc, mă bucur. Păsările le aud cum cântă, mai vorbesc cu ele, că știu că s-a ascunsă prin frunze. Am două locuri. Mai devreme s-a auzat o pasăre. Da, eu am două locuri unde le pun de mâncare permanent. Când mă le pun de mâncare, vorbesc cu ele și le aud când răspunde prin copaci, că așteaptă să plec de acolo să vii să mănânce. Adică nu-s motive de bucurie. Tot timpul, ați văzut, am motăniei pe aici. Pui, am vreo trei. Dacă acum le spun hai, pot să mă duc un kilometru prin păduri la piciorul meu. Deci, adică se bucură și ei. Deci sunt motive de bucurie. Deci nu sunt momente că mulți zice s-a stricat vremea. Zic, nu are cum, s-a schimbat. Deci vremea nu se strică niciodată, doar se schimbă. Am văzut în albumul pe care l-ați editat despre chilia de aici, pe care ați ridicat-o de la zero, sunt imagini din diferite etape și la un moment dat am văzut cum hrăneați o vulpe care venise chiar aici. Dar erau două, vineau, venit de pui mici. E o istorie mai lungă la vulpile celea. Eu înainte aveam obicei, acum nu mai am timp. În fiecare seară, cel puțin o oră, aveam un drum pe sus, pe aici, și urcam până în sus, încolo și înapoi, către seara, așa. Era mai puțină lume, nu ca acum, că acum vrei să te duci, fug oamenii după tine, nu mai poți. Dar altfel, și plecam disculță. Era așa praf pe drum, cum e frumos. Și seara, după ce treceau un pic soarele, și mă duceam. Deci mai încercam și eu să mai zic o rugăciune și liniștit singur plecam. Și la un moment dat, văd în mijlocul drumului două vulpiți micuțe, pui, așa, ca motane. Ca niște cățeluși, așa. Da, da. Și am văzut, zic, măi, dacă vorbesc, îmi întrerup rugăciunea. Când încercam și eu să zic rugăciunea. Și am început, zic, Doamne Iisuse, cu voce tare. Și mă apropiam de ele, așa. Una s-a dus pe marginea drumului și s-a băiat după un copac și te-a scotea capul. Cealaltă a rămas curioasă în mijlocul drumului. M-am apropiat de ea la un metru. Dar tot ziceam, Doamne Iisuse, cu voce tare, ca să zic, doar ea nu înțelege și așa, zice că vorbesc cu ea. Și m-am așezat și eu jos în praf. Și ea s-o, la început, s-a uitat curioasă la mine și a început să învârte în jurul meu. Zic, parcă îmi sare pe după cap undeva. După ce s-a săturat de așa, s-a pus în fața mea, s-a culcat în praf și stătea cu minte acolo. Eu am stat eu vreo 10 minute acolo și după aia am plecat. L-au văzut că plec, a început să meargă în urma mea. Am mers 50 de metri pe drum, am fost depărtat de casă, că undeva în zona aia aveau casa, cred că. S-a întors înapoi. Ei, după vreo jumătate de oră, după ce am urcat eu în sus și m-am întors înapoi, am găsit-o pe urmele pașilor mei, dormea acolo, se cuibărise și dormea. Am venit, m-am pus lângă ea un pic, am mai șufulit o leacă și am plecat. Deci nu s-a speriat? Nu. După aia, după vreo două zile, era una pe drum sus. Le-am văzut că o coborât aici în curte, amândouă. Și au început să se apropie, să mănânce. Deci erau cumva de acasă, luau din mână, mai ales părintele bucătar, dacă el era cu mâncarea, nu aveam atunci arhondarico aici, eram la început. Și aveam exact acolo unde am eu, exact în capăt, o căsuță unde stau eu. În față era ca o bucătărie de vară, din niște scânduri cu nailon și acolo părintele bucătar făcea mâncare. Deci și el vinea acolo și el, pe lângă mâncare, dacă se întâmpla uneori, curăța cartofi sau dacă nu mai avea timp liber, mai sculpta câte ceva, că îi plăcea. Și cum s-a așezat așa jos, vulpile vineau și se băgau sub dulamă jos. Și stăteau ascunse acolo și când apărea cineva, numai scoteau capul, se uitau și repede se ascundeau înapoi. Deci devenise de acasă. Bineînțeles, până au crescut mari, după ce își fac și ele, cum zice familia lor, au plecat. Că au ele regulile lor. Este o regulă care, după ce crezi mai, trebuie să pleci în alte zone, că mama aia bătrână face alți pui și au regulile lor, da. Și tot timpul, sau scroafa cu purcei, patru lapi aici au trebuit să fac gard când strica florile. Da, deci au venit, chiar un purcel vinea tot timpul, pe ei s-a obișnuit să mânca, să certa cu motanii de la mâncare. Sau deci, adică animalele au devenit un fel de, în lumea lor aici. Noi restul de mâncare le ducem într-un loc și vine scroafa cu purcei acolo, vin. Stam odată și mă uitam, au terminat ele, după aia au venit șacale, după aia au venit vulpile, după aia pe rând. Avem două ciori care, de vreo 10 ani, permanent, când știi că pleacă mașina cu resturile, zboară pe sus și abia așteaptă să dea resturile acolo, coboară și ele și mănâncă. Deci trăiesc toate în jurul nostru. Asta e un semn că aici e un mic colț de rai, pentru că bănuim că și în rai toți erau... Dar fără nu conflict, toate erau... La picioarele lui Adam nu spune că toate se plecau și toate pășteau împreună și mielul cu leul, că înainte nu mâncau carne, nu știu ce, pășteau din cele ce erau. Așa au fost la început, era într-o pace și într-o armonie toate. De la căderea omului s-a întors să leacă pe dos toate, dar în momentul în care omul caută să apropie de Dumnezeu, animalul simte și nu mai simte frică și începe să apropie, zice, stai că e prietenul meu. Deci deodată îl vezi că chiar de sălbatic vine și se apropie de tine. Pentru că simți ceva că începi și să ai ceva de la Dumnezeu. Pentru că tu, apropiindu-te de Dumnezeu, din scânteia aceea, preiei o leacă din blândețea aceea, din lucrurile astea. Și lucrurile astea au efect asupra celor din jur.
Și apropo de asta, pentru că ați adus aminte de Maria Egipteanca, e și amănuntul acela în biografia sa cu săpatul gropii de către când a venit leu, un leu, pentru care i-a spus că Zosima timp de 47 de ani sau 40 de ani acolo, ea nu a văzut animal, da. Nu exista nimic. Și totuși a venit leu pentru înmormântarea ei, pentru că știa că bătrânul nu poate să sape. L-a trimis Dumnezeu, du-te și sapă-i groapa. Sau la Sfântul Gerasim la Iordan, care leu ăla, datorită că i-a îngrijit la aba și i-a scos țepul de acolo, a rămas toată viața și l-a slujit pe Sfântul Gerasim. Rămânem la bucuria asta care vine din observarea mediului înconjurător, a naturii, care acum în primăvară renaște, se vede. Prinde viață. A început. Nu vedeți și, chiar și întâmplător e convierea, important. Da. E important. Dacă facem așa, exact cum zice, din mormânt, o ieșit trupul care fără așa învierea, la fel, te uiți la vița de vie, e moartă. Și cum deodată înfrunzește, scoate, da. Și începe orice copac, orice... Și vorbeați de florile acestea și îmi spuneați înainte să ajungem aici pe această băncuță din balcon că sunt printre puținele vietăți sau lucruri rămase sau lăsate de Dumnezeu să ne mai aducă aminte de chiar rai. La un sfânt citeam lucrul ăsta, că spunea că florile el așa se referea singurile lucruri care ni le-a lăsat Dumnezeu din rai. Adică pe pământ care să ne bucure. Nu vedeți atâtea mii și mii în lumea asta de flori și toate, și gândiți-vă ce are floarea. De exemplu, tu o calci, da? O zambilă. Și ea moare că tu ai călcat-o și în momentul ăla te umple de mireasmă. E adică prin jertfa ei murind, îți dă și atunci, cum zice, dragoste. E o lecție. Da, exact ce a făcut Mântuitorul. Era pe cruce răstignit din noi, bătut, răstignit acolo și în momentul ăla, înaintea morții, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Adică și atunci ne-a oferit o lecție de dragoste și asta o vedem la flori. Tocmai orice floare tu o calci, îți dă mirosul ei. Și vezi că de fapt tu ai călcat-o. De ea și atunci îți răsplătește cu dragoste. Adică câte sensibilitate și frumusețe au florile. Și cum am mai zis, cum am mai distat noi mai înainte, viața omului e presărată cu flori. La naștere primește flori, la botez primește flori, la cununie primește flori, la zilele onomastice primește flori, la mormântare primește flori. Toată viața omului presărată cu flori. De asta și zicem că florile sunt din rai. Fac parte din viața omului. Și oriși unde te duci la o persoană dragă, îi oferi o floare. Te duci în biserică, la biserică, la Maica Domnului, duci un buchet de flori. Adică, peste tot, florile fac parte din viața omului și le-a lăsat Dumnezeu cumva să ne însenineze. Cum îmi spunea cineva, zice, mă, m-am dus la un azil de bătrâni, de la 70, 80, 90 de ani, amărât, părăsit, chiar de copiilor. M-am dus cu un buchet de trandafiri și le-am dus câte un trandafir la fiecare, zice, și să vezi acolo lacrimi la bătrânile, ce alea, cum plângeau, le-am îmbrățișat pe toate și așa. Ce-a însemnat o floare pentru ele? Pentru că femeia are ea din firea ei o sensibilitate, mai mult decât bărbatul. Și în momentul când i-ai atins sensibilitatea aia, e topită, adică cumva vezi la o bătrână de aia uitată. Ea e femeie, deci sensibilitate o are, nu contează că a ajuns la vârsta aceea. Vei cu o floare de aia, poți să-i faci, adică ziua aceea să-i o faci rai. O simplă floare. Vedeți ce semnătate au și florile și ce finețe, așa, sensibilitate. Și ce poți să transmită? Uneori înlocuiesc vorbele, pentru că la vorbe poate suntem neîndemânatici să le rostim și atunci... Oricât de ai fi, știi cum, nu îndrăznești să fii, să zici, îndrăgostit, sau acasă vii la soții, cumva nu știi cum să te porți, du-i o floare. Și aia e mai presus decât toate. Adică un gest, o floare, o ciocolată, o ceva, gestul ăla și nu zi nimic. Să vezi cât efect are. Părinte Pimen, sunteți monah de foarte mult timp aici, în Athos și... Mult, zicem noi mult, că... Știți cum zilele mult, așa? Mult raportat la o viață de om, că da, la asta da, ne raportăm 30 de ani la aici, timp. Anatos, da. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să aduceți cuvânt de folos și folos duhovnicesc celor cu care intrați în legătură și aici și prin alte mijloace tehnologice. Dar ce vreau să vă întreb, vă întristează ceva? Omul nu poate fi bucuros tot timpul, nu? Deci ce se întâmplă? Dacă e vorba de întristare, întristarea interioară, știți că mă întristez? Când o supăr pe Maica Domnului. Atunci când știu... Dar o supărați? O supăr. Pentru că știți ce se întâmplă? Adică îi văd bunătatea și dragostea ei. Gândiți-vă că eu am venit în Athos în urmă cu 30 de ani, cu traista în băț. Deci n-am avut nimic. Hanile de pe mine,
și un mic bagajel, așa cum zice eu, o traistă, pe la Ierusalim, fără un leu în buzunar. Am stat 3 săptămâni la Ierusalim, am dormit prin boscheți. Eu n-aveam nimic ca să ajung era în înainte sau după 89? Era 93. Dar în perioada aceea nu spunea viza pentru Grecia sub nicio formă. Și foarte greu spunea pentru Ierusalim. Dar e o istorie întreagă, cam o carte, 300 de pagini, ar trebui numai traseul ăsta din țară ca să ajung în Atos, câte am trecut, câte minuni, câte cutare, să ajung în Ierusalim și fără bani și la urmă să am și viza care nu spunea sub nicio formă pentru Grecia, să ajung în Atos, trebuia bani de buzunar să dovedești că ai nu știu câți, eu n-aveam nimic. Adică toate astea ca să ajung, eu vedeam purtarea de grijă a Maicii Domnului, pentru că eu am spus așa, când am plecat în mănăstiri în țară, a fost harul lui Dumnezeu. Iarna, zăpada de 1 metru la 10 seara, am plecat, nu m-am uitat în urmă cu hainele de pe mine. Deci când a venit chemarea lui Dumnezeu, la fel când a venit să plec în Atos, la fel. Eram pe un deal la Sihăstrii, urcam acolo, venise tata până la mine și stăm de vorbă, urcam și coborea pe Endiclopa. Și când m-a văzut de la distanță, ai grijă să nu fugi în Atos, făcea. Dar suna, eu așa în mintea mea suna, știu că o să fugi în Atos. De eu nu înțelegeam ce vrea să spui, adică așa, și nici băgam în seamă. Când cu el mă întâlneam fiecare zi, eram cu toate treburile la Sihăstria, ca ajutor de econom, cu muncitorii, cu frații, cu toate. Și am toată ziua pe dealul și mă întâlneam cu el și râzând așa. Și tata zice, bă, dar ce tot zice pe Endiclopa? Tot repeta lucrul, am ajuns la el, am sărutat mâna, tot o repeta până ne-am despărțit. Zice, vorbește, nu vezi, glumește, zic, râde și el. După o săptămână, deodată mi s-a deschis mintea, nu vedeam decât Atosul. Ceea ce înainte nici nu mă gândeam la Atos, nici nu mă interesa. Eram acolo, eram călugărit în Sihăstria. În momentul ăla, deodată Atos. Și era ceva despre care doar citiseți. Era din neatins. Adică eu nu știam o limbă străină, nu ieșisem din țară niciodată. Era perioada aia când încă abia atunci se trezea lumea după comunism. Era toate, adică deodată Atos. Ce? Ei, dar pentru că am văzut că e chemarea Maicii Domnului, când am văzut că deja totul dispăruse, la fel ca și venirea în mănăstire, am zis, trebuie să mă duc în Atos. Și n-am mai ținut cont de nimic, fără bani, fără nimic, am plecat în Atos. Adică a fost chemarea atât de mare, încât nu m-a mai interesat ce o să fie pe traseu. Gândiți-vă că eu de la Ierusalim... Nu v-ați făcut un plan înainte. Nimic. De la Ierusalim, când se vin în Grecia, am luat corabii, că aceea era cea mai ieftină. 3 zile... Și trei nopți. Am văzut că și acum aici se spune vaporul acesta, care e un vapor modern, feribot, se spune corabie, încă. Păi așa e exprimarea noastră. Și gândiți-vă că de la Haifa din Ierusalim până în Pireos, 3 zile și 3 nopți. 3 zile și 3 nopți fără mâncare, fără nimic. Când aveam nimic. Am făcut post, cam postul mare, cum se zice, da. Deci toate au fost, dar nu mă interesa nimic. Eu știam că trebuie să ajung în Atos. Maica Domnului mă lua și mă duce în Atos, mă duce și am ajuns în Atos. Au trecut 30 de ani, adică purtarea de grijă a Maicii Domnului a fost atât de mare. Dacă vedeți, am ajuns. Asta e a doua casă și biserică care o fac aici. De la zero, fără un leu în buzunar. Adică Maica Domnului... Și atunci, cum să nu mă întristez eu când văd că o întristez pe Maica Domnului, care e ca o mamă de ceea care nu-ți greșește niciodată, te iubește fără limită, te ține tot timpul în brațe, îți dă tot ce îi ceri și tu la urmă o superi. Pentru că supărarea nu trebuie să faci nu știu ce, dar dacă gândești ceva, nu față de ea, superi pe cineva, gândești ceva rău. Sau... Păi lucrul ăla când mă duc la Maica Domnului, Maica Domnului, iară te-am supărat. Sau nu știu că ea se întristează. De recunoscător. Da, ea se întristează ca mamă când vede că eu supăr pe cineva, poate nu mă porc cum trebuie. Sau poate omul ăla nu înțelege, nu-l supăr, dar gândesc eu ceva ce nu trebuie. Sau la un moment, s-o găsesc și ăștia să vie acum, poate am momente, ajung la oboseală, nu mai pot. Și zic, gata, mă duc și o oră la chilie. Și în momentul ăla mai apar 20 de oameni și zic, părinte, dar am venit atât, acum ne bagi în seamă. Dar mie îmi tremură inima, că eu având cu inima, și mă înțeapă de zic, cad jos. Dar mă uit și zic, uneori, dacă chiar refuz și mă duc, după aia începe înăuntru meu. Bă, dar nu puteai 5 minute? Și atunci este și lucrul ăsta, cu toate câteodată, cam chiar odată eram, am avut vreo 5 grupuri. Și tot vreau să ies de la Pangar, pentru că mă prinses aici, vineau unii, mai vorbeai cu unii, plecau și la un moment dat am zis că nu mai pot, îmi tremurau și mâinile. Și am ieșit în ușă, ultimii oameni, zic, plec. Și văd deodată plină curtea. Era un grup de prin Italia, 20-30. Români. Români, cu vreo 2 preoți în față, aveau tricolorul pe ei, părinte, am venit și noi. Adică oamenii, domnule, am venit, stă-ne la dispoziție, cumva venim din Italia. De eu tremuram. Și am zis, mă, nu mai pot. Zic, trebuie să plec, am avut toată ziua. Și în momentul ăla i-am văzut că s-o schimba la față, le-a pierut bucuria tot. Deodată, ca și cum, băi, noi venim și tu ne bagi în seamă, încât am zis, băi, cad jos. Dar zic, nu, hai să vă închinați la biserică. S-au închinat în biserică, eu între timp le-am pus un dulce, un pahar de apă
au ieșit pe ușă și plecau. Adică cumva nemulțumiți că nu li mai trebuia nimic, că domnule, vreau luați în brațe, cum se zice, dar eram terminat. Am strigat după ei, măi, veniți încoace, luați un bar de apă, i-am luat la pangar, le-am dat câte o carte la fiecare. Ei, și am văzut că le-a venit inima la loc și n-am murit nici eu. Dar sunt momente, cum zic, că trebuie să te depășești. Zici, băi, cad jos, nu contează, pentru că vezi la omul ce-am luat că omul vine, că trebuie un pic să ai grijă și de el. Dar na, nu înțelege fiecare, zice, unii te lasă, hai măi, că părintele nu mai poate. Și imediat apar alții. Și e vorba aceea, unii ți-l lasă de obosit, alții te iau de odihnit. Și atunci aici sunt momente în care e lupta cu tine. Măi, ce să fac? Adică fug sau stau? Că câteodată mai fug și eu prin spatele căsă și o întind la chilie, că nu mai poți. Deci eu menez, n-ai ce, oricât am fi. Suntem în sărbătoarea Învierii, frumoasa sărbătoare, cea mai mare, în care viața e pe primul plan. Dar vorbim de bucurie și de opusul ei, care e întristarea. Moartea, părinte, vă întristează? Nu personală, pentru că călugărul, știu, se gândește, sau asta e vocația lui, să se gândească tot timpul la moarte, oare în față, e ca și cum ar veni în clipa următoare. Și la dumneavoastră chiar e, pentru că ziceați că inima când stă, stă. Da. Dacă ați văzut aici lângă biserică, de 5 ani mi-am pregătit locul. E plin cu lalele și tot mă uit. Măi, când a venit timpul, zic doar scoateți pământul și gata, e rezolvată treaba. Dar moartea altor persoane dragi vă întristează? Știți când mă întristează? Când pleacă nepregătiți. Mai sunt oameni și spun, măi, a plecat tata. Cum a plecat? Păi fără luminare. Nu asta mă interesează. Poți să-i aprinzi 1000 de lumânări. Pe front mor atâția. Spovedit? Păi nu spovedit. Ei, atunci e o problemă. Dacă omul nu s-a spovedit toată viața sau ani de zile înainte de moarte, greu îl mai poți ajuta, că s-a dus cu tot sacul după el. Zic, dacă a murit spovedit, nu contează ce viață a avut înainte. Cum zicea cineva, a răpit raiul în ultima clipă, pentru că chiar din nou a apucat să facă el pocăință, dar s-a spovedit și rugăciunile bisericii și milostenile rudilor pot să-l scoată de acolo. Și atunci, adică moartea într-adevăr devine atunci când știi că omul ăla nu are șanse să mai bucuri, dacă el într-adevăr nu s-a spovedit, adică e foarte greu pentru el. Mi-amintesc că acum discutam cu o femeie și îmi povestea de mama ei. Avea 100 și vreo 8 ani și tot zicea, hai moarte, ia-mă-și pe mine, că-i plecase cam toți din jur, am început și din copiii ei să-i plece. Și hai moarte. Și într-o zi am văzut că vorbea la geam cu cineva și mamă, cu cine vorbești? Cu moartea. Și zice, ce zice, au venit să te iai? Nu, o să venit pentru altcineva, o să eu să mai aștept, știi? Adică era atât din păcat încât se ruga în fiecare zi, hai moarte, că mi-ajunge, hai ia-mă-și pe mine, iei pe toți, dar pe mine când? Nu, zice, tu mai fă răbdare, cam așa ceva. Adică, până la urmă, moartea face parte din viața noastră. Vedem în fiecare zi, discutam cu Părintele Iulian, cu bătrânul, cu noi așa îi zicem. Chiar vreau să vă întreb, că de curând v-a plecat duhovnicul, da, din deci lumea asta. 28 de ani l-am avut duhovnic, cu ultimii 2 ani nu mai putut el spovedi. De la Iulian, de la Prodrom. De la Părinte, da. Și el era, adică el spunea așa, măi, cât îi stăm de multe ani, vă dați asta, în 28 de ani, adică cât l-am înnebunit aproape săptămânal, vă dați seama. Și mă, știi cum e cu moartea asta? Că era el așa simplu, cumva în cuvinte, dar așa foarte profund. Și măi, închizi ochii și-i deschizi. Și o să zici, mă, așa face el, din toată inima. Măi, eu n-am știut că abia asta e viața reală. Zice, când ai închis ochii și ai deschis, te-ai trezit în viața dincolo. Și vezi deodată că poți să zbori. Nu te mai ține trupul ăsta, acum dai, să te chinuiești, sari un metru, mai mult nu poți, dar poți să zbori. Vezi deodată că nu mai este distanță, poți să vezi unde vrei. Adică toate devin ușoare și frumoase și zici, mă, cum am stat eu în vasul ăsta de lut atâția ani și m-am chinuit și uite cât e de frumos aici și atât am legat din materia asta, de parcă asta era pe totdeauna. Când colo abia acolo te trezești în viața reală, noi devenim atât de împătimiți încât ni se pare că asta e totul. Nu. Asta e ceva, o trecere, o pregătire pentru dincolo, pentru veșnicia aia care nu are sfârșit și o să ne căim, știți cum? Enorm de mult dacă pierdem veșnicia, pentru ce? Pentru materia asta, pentru câțiva ani. Și veșnicia aia care nu se termină și care zice, nu numai că dacă ai ajuns să veșnicii, tu te-ai luptat aici pe pământ și ai făcut și tu ce ai putut, dar ți-ai dat silința și te-a prins moartea în starea asta de luptă spre a face binele. Și când te-ai dus dincolo, dacă mila lui Dumnezeu ajungi în rai, zice, până la judecata finală, zice, tu o să, lupta aia care ai dus-o tu aici, o să-ți fie adăugare de cununi, până la judecata finală,
zilnic Dumnezeu, ca și cum tu ai luptat în continuare, tot îți dă cununi. Și ai să ajungi până la un loc de bucurie foarte mare. Dar dacă ai făcut rău și te-o prins moartea făcând rău în rău, te duci în iad și de acolo tot din rău mai rău, patima aia care ai fost o abeție aici, acolo o să te chinuiască atât de mare din cinci mai tare fără să o poți împlini. A destrânării, aceea o fie, deși atâta sferința de mare din rău în mai rău, cum se zice. Și se merită ca noi să pierdem veșnicia pentru câteva lucrușoare, pentru o mâncare de aia, că tremur eu, că trebuie să o mănânc, că nu pot ține o ledi post, că nu pot o leacă să mă înfrânez limba, adică să ajung să înjur pe Dumnezeu, să înjur pe Maica Domnului și după ce înjur, când dau din necaz, Doamne, știi, ajută-mă și pe mine. Bă, dar tu 10 ani m-ai înjurat până acum, acum vii deodată că ai interesul. Sau mai grav, tu ești de vină că mi se întâmplă mie da, toate astea. Asta sunt o grămadă întâlnesc oameni, că Dumnezeu e divină pentru orice situația lui. Orice îi merge rău, el nu se uită, adică tu bei ca porco, cază în noroi, îți spargi capul și pe aia spui că Dumnezeu e divină. Adică cât e de slabă mintea noastră. Sau că n-am avut noroc. Asta sunt niște prostii. Și odată Dumnezeu ne-a dat libertatea și ne-a pus în față. Uite, omule, dacă vrei cum suntem noi în balconul ăsta, cobori scările pe aici și ai ieșit în curte. Îi treaba ta dacă sari peste balcon. Și tu sari peste balcon, îți spargi capul, îți rupi picioarele și spui că Dumnezeu e divină. Dar ai avut calea liberă. Exact ca și cum ai două căi. Spre rai și spre iad, ca să nu zicem două localități. Și tu te uiți, scrie spre rai, hai cu eu spre iad. Și când ajungi, spui, bă, dar eu am vrut să ajung în rai. Dar ai văzut clar că scrie iad. Ți-a plăcut să o iei pe aia, suportă consecințele. Părinte, aici la chilie, cum e sărbătoarea Învierii Domnului? Cum e, să fie frumoasă. E frumoasă. În fiecare an am observat un lucru de Paști, de cele mai multe ori, foarte rar se nimerește cu ploaie sau ceva. Dar parcă totul e altfel. Ce se întâmplă? Are ceva deosebit. În afară uneori așa, de Paști, mergeam pe jos, de la Biserica Mare, unii facem împreună, prin schid, mai trecem la unii la alți, așa. Deci parcă totul sărbătorea. Și păsările cântau, flori înflorite peste tot, bondari, fluturi, de toate erau într-o sărbătoare. Deci se simte ceva deosebit. Și mai este un lucru. Am observat, mi-a zis un părinte, și pe aia am urmărit și am văzut așa. Chiar în ziua de Paști, și n-am fost atent tot timpul, dar cineva ți-a toată săptămâna luminată. Soarele, ați văzut cum face inima? Buf, buf. Deci soarele când iese dimineața, pulsează. Până se ridică, pulsează, dar puternic când apropii cu ceva și te uiți, lumina lui merge așa, puternic și scade. Pulsează, are dimineața vreo oră, pulsează exact ca o inimă, soarele, atunci de Paști. Deci se vede clar că sărbătorește toată făptura. E ceva deosebit. Iar noi, bineînțeles, ducem frumos la Biserica Mare cu toți de la 12 noaptea și până dimineață, cu slujba, cu se cântă, învierii, toate, și dimineață după liturghie, după ce cu ajutorul Domnului ne împărtășim cu toții, se dă o gustare, o masă la toți împreună acolo. Ne bucurăm toți și pe aia o luăm spre chiliuțele noastre. Aveți și pelerini de Paști? Vin. Da. Acum nu mai este pauză, cum zice. Înainte era primăvara vreo 3 luni, toamna, acum au început non-stop. Trebuie să ne echilibrăm noi să facem față, dar vin tot timpul. În pangarul de aici, de la chilie, am găsit cărticele cu povestiri scrise de dumneavoastră și am răsfăit așa una. Sunt vreo 5 volume până acum. Da. Bine, am scris 15 cărți, dar doar povestiri duhovnicești, sunt 5 volume. Așa. Și am găsit acolo povestită o întâmplare. Într-un an ați urcat după Paști pe muntele Aton. Înainte urcam în fiecare an. Și mai multe ori pe an, săptămâna luminată. Dar uneori îmi plăcea mie, mai făceam un lucru în primii ani. Săptămâna luminată o coleam tot atusul pe jos. Porneam dintr-un loc și până nu l-ocoleam tot, o săptămână luam. Din mănăstire în mănăstire așa? Da, și unii mă prindea noaptea acolo, dormeam și continuam. Tot atusul complet. Asta a fost așa în primii ani, mă bucuram eu din mersul ăla, mergeam disculță, frumos, așa roate. Făceați asta de unul singur? Mergeam sau doi sau trei, așa era frumos. Se merge așa frumos pe malul mării roate. Ei, și după aceea, la vreo săptămână, la două, la trei, după ce vedeam eu cum depinde cum era Paștele, să nu fie zăpadă de sus, mă duceam, citisem eu într-o carte că este și o floare a Maicii Domnului pe Aton. Și mă duceam acolo să caut floarea Maicii Domnului și uneori stăteam o zi, două, am stat și o săptămână pe vârf. Sunt multe, am mai povestit eu prin povestire duhovnicești o întâmplare, cred că la aia vă referiți, când m-am întâlnit și cu un puznic și cu mai mulți acolo pe vârf, care am stat o săptămână acolo. Sunt multe, deci am stat de multe ori, nu odată. Mai avem puțin din timpul pe care l-am alocat dialogului cu Sfinția voastră.
sunt multe minuni și cred că toată lumea vă întreabă de ce minune ați trăit sau de ce minune ați auzit că s-au întâmplat la Athos. Una care să vă fi... Deci minuni sunt tot timpul. Rămas așa mai și mai impresionantă. Deci eu o privesc ca o minune, un lucru. Mulți zice că trebuie să vezi că eu crescut la acela picior, o mână sau și-o vindecat ochii. Nu, eu o privesc, mă uitam așa. Sunt un simplu om, cu 10 clase, un țăran, bucovinean, de cealaltă, cum se zice. M-am dus și eu în mănăstire, m-a luat Maica Domnului Diciu și m-a dus acolo, da? Gândiți-vă, în lumea asta sunt poate sute de mii de călugări, în afară de maici. Ca atâtea țări ortodoxe, în toată lumea asta. Athosul ce are? Are 2000 și ceva de călugări. E unicat în lume, prin felul lui. E singurul munte numit Sfântul Munte Athos, sub ocrotirea directă a Maicii Domnului. Și eu stau și analizez lucrul ăsta. Maica Domnului a ales câțiva călugări din toată lumea asta și i-a adus în Athos. Că Maica Domnului. Și adică mă uit câtă cinste mi-a dat, că m-a luat și pe mine acolo din atâtea mii de călugări și m-a adus în grădina ei. Ca ea de obicei și aduce flori în grădină. Dar o adus și o urzică ca mine, să zicem. Ei, sau un spin. Deci, dar zic, m-a luat și m-a adus în grădina ei. Gândiți-vă, fără nimic am venit și după tot timpul ăsta am construit două chilii. Două case, două biserici de la Sierra, fără bani, fără nimic. Și o trecut 30 de ani și ea încă mă ține în brațe și mă rab de aici. Chiar de sunt copil de ăla care dă din picioare, dă că nu-i place ceea sau ceea, dar Maica Domnului se îngrijește de mine. Deci asta o privesc cea mai mare minune pentru mine personală. În afară că atâtea, uite, eu am avut probleme cu ochii, tot dintr-o nebunie de-a mea, că am încercat să nu dorm și eu vreo săptămână. Și mi-am normal că dacă încerci prea mult, adică încercam să vedem cât rezistă omul, tot motivul ăsta, că se rezist la privegheri, la astea. Și mi-a cedat ochii. Și aveam parcă nisip în ochi. Deci nu mai puteam sta cu ochii deschiși, mai ales când era soare, mi se făceau ca sângele ochii. Deci nu mai. Și atunci mi-a slăbit un pic și vederea. Și am purtat vreo câțiva ani ochelari și trebuia heliumatici, de aceea la soare sunt unici, pentru că nu rezistam. Ei, și am purtat eu câțiva ani. Până mi-a ieșit și mie, cum să zici, Maica Domnului, m-am săturat. Ajunsesem la izvorul, la Sfântul Atanasie a Maicii Domnului și a spus, Maica Domnului, de azi înainte eu îi arunc. Faci ce vrei, ori mă vindici, ochelari nu mai pot. Și m-am spălat cu aghiazmă. Și de atunci n-am mai avut probleme, de atâția ani au trecut 20 ceva de ani, eu n-am mai avut probleme cu ochii și la soare și tot. V-am văzut la strană, citiți fără ochelari, da, deci, și lumina nu e foarte puternică, da, acolo, hai, în biserică. La scrisul ăla foarte mărunt, normal că... Mai că-i vârsta de acum, 53 de ani, deci și normal, dar vreau să zic că nu mai am problemele cele care le aveam, deci și-o revenit vederea, la soare nu mă mai deranjează, deci Maica Domnului a văzut, băi, ăsta e nebun, nu mă înțeleg cu el, hai să-l repar, cum se zice, și de atunci, de câte ori trec la izvorul Maicii Domnului, totdeauna apă pe ochi, știu că aia-i, și chiar îmi spunea, o cunoștință veche de ani de zile, avea probleme cu genunchi, deci mari, mari, așa, și îi scotea permanent apă la genunchi, că a fost sportiv la viața lui și de la atâtea căderi și astea, și tot acum îi scotea și acum a venit în Athos. Și odată a ajuns și el la, că vinea la noi, stătea două, trei zile și s-a dus pe la izvor. Și a zis, Maica Domnului, dar nu mă ajuți pe mine, și-a luat și-a turnat apă pe genunchi. Și el urma când se duc în țară, că era genunchiul umflat, să-i scoate din nou, că permanent o să făcea. Până a plecat din Athos, nu mai avut nimic, a scăzut 5 ani de zile, nicio problemă. Și chiar mă suna o dată, măi, a început iară să am ceva la genunchi și trebuie să vin în altul să mă duc chiar la izvor. Da. Deci Maica Domnului face minuni, face multe, noi. Deci între florile din Athos, Părintele Pimen, o urzică e foarte întăritor ca și existență pentru aici o obște mică, dar și pentru atâția pelerini care ajung. Și am fost martorul două zile cât am stat aici și vă mulțumim că ne-ați primit, la felul în care îi primiți pe pelerini. Vin din toată țara, nu? Din toată lumea, români. Din toată lumea. Vin să organizează permanent. Acum au început din Italia foarte mulți, din Anglia, preoți, nu știu eu, 10-20 după ei și vin în Athos. Deci permanent, din toată lumea. Au venit din Canada acum, de peste tot vin. Numai unii români vin sau români, mai ajung? Români, și altfel foarte de, puțin. De înainte mai aveam, mai vineau și greci, dar acum au început din 5 mai puțini. Deci cei mai mulți sunt români. E greu, deci, în general, e greu de ajuns aici. Da, deci cei mai mulți români și, bineînțeles, românii acum mai vin din Republica Moldova, chiar din Ucraina au mai venit, deci mai vin români. Români, dar mă refer, adică români, în special 99,9% sunt români. Și mă gândesc la afluxul acesta de pelerini, ca și
călugări care încercați să trăiți solitudinea, singurătatea în comuniune cu Dumnezeu. Nu vă deranjează, nu vă tulbură? Ce se întâmplă? Nu-i vorba de tulburare. Deci ajungi la oboseală. E și normal, deci la un moment dat, dar noi încercăm un lucru. Slujbele bisericii. Poți să vii oricine ar veni, noi nu întrerupem slujbele bisericii sau nu mă duc la biserică pentru că sunt oameni. Indiferent cine ar veni, le spun frumos, noi avem slujbă. Acum, dacă vreți, stați și voi la slujbă și schimbăm câteva cuvinte după aceea, slujbele bisericii, adică e hrana noastră. Ați văzut, avem. Cum acum noi am făcut și Sfânta Liturghie înainte sfințit, în fiecare zi, tot postul. Adică avem în fiecare zi slujbele biserici, unii pomenim, avem atâtea pomelnici care ne dau oamenii, îi pomenim în fiecare zi, deci noi ne hrănim acolo. Și acolo eu încerc să nu mă uit că sunt oameni în biserică. Am locul meu, deschiderea la icoana Maicii Domnului și eu stau de vorbă cu Maica Domnului. Adică încerc să fiu eu însuși, cum se zice, gândirie cu ale mele. Și după aia restul timpului am încercat să ne facem și un pic de timp. Vedeți, după amiază, eu dimineața întotdeauna după slujbă fug repede și mă odihnesc. Atunci nu mai aștept, cum să zice, cum am ieșit din biserică, dacă m-am împărtășit sau am luat anafra, cum e dimineața, fug direct la chilie. E odihna mea care am nevoie, ca să pot face restul, față restul zilei. Am anumite ori care atunci întrerup, pentru că e nevoie și odihna trupească și am nevoie un pic să mă odihnesc și eu. Și atunci, dacă echilibrăm lucrul ăsta, e bine. Și atunci încep și oamenii să înțeleagă, măi, sorile alea, asta este. Deci, un program, nu vă bazați doar pe ajutorul Maicii Domnului nu, și al Dumnezeu, deci, dar și pe programul nostru, da, pe care deci îl organizați. Deci noi cerim ajutorul, eu dădeam de multe ori exemplu, că ai roaba în față, plină cu pământ, poți să faci tu cruci pântii saturi, Doamne ajută, dacă tu nu pui mâna să împingi la roabă, roaba tot acolo să rămâi. Tu faci, Doamne ajută-mă, să pot duce roaba și pui mâna pe roabă și o duci. Deci cere ajutorul, dar omenescul faci tu. Zice, Dumnezeu intervine de acolo de unde nu mai poți tu. Dar cât timp ți-o da ție, Dumnezeu, când ne-o da și minte să gândim, cum ți-a țuțea, zice, omul fără Dumnezeu e animal cuvântător. Dar nu ne-o da Dumnezeu un pic de discernământ, de toate. Deci ce ține de omenescul, trebuie să ne dăm silința să facem. Nu așteptăm să intervine Dumnezeu pentru orice lucru. Și aici fac o mică paranteză. Era înainte de o sărbătoare mare. Noi acum avem Paștele, acolo spune că era înainte de Crăciun. Și era un om cu vilă, frumos, cum am zice, cu vreo două mașini în curte, cu stare, de toate. Stare bună. Stare bună. Și avea o singură fetiță la vreo 7 anișori. Păi, alături de el era un vecin cu vreo 7 copii, cu o singură baracă acolo, cu bun acoperiș, stăteau toți sărași lipiți pământului. Și acum ăsta, na, în ajunul Crăciunului, a început să-i mulțumească lui Dumnezeu împreună cu fetița lui. Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ne-ai dat, Tu te-ai grijă de noi, dar te mai rog un lucru, dă-i ceva de mâncare și la vecinul nostru, cu te săracul, n-are de Crăciun nimic, cu ce-și hrăni copilul. Și atunci fetița îl trage de mâini, că tati, și ce-i copilul meu? Dar de ce îl necăjești pe Dumnezeu cu lucrurile astea? Astea putem să le facem noi. Adică el, cum zice, mulțumea lui Dumnezeu că îi pleznea podul de bunătăți, dar nu-ți ducea să-i dea de mâncare la acela. Spunea, Doamne, du-te și dă-i de mâncare. Deci Dumnezeu ce-a făcut? De la unii mai mult, ca să-i ajute pe ceilalți, ajutându-i pe ceilalți, ceilalți săraci se roagă pentru ei și în felul ăsta se mântuiesc toți. Dar dacă tu zici, bă, păi eu am meritat, de-aia mi-a dat Dumnezeu mult, da? Ai meritat Dumnezeu, într-o zi poți să le iei toate sau poți să le lase. Și la urmă să te duci la chinuri dincolo pentru că le-ai ținut doar pentru tine. Nu, când îți dă Dumnezeu mai mult, îți dă pentru că sunt alții care nu au și trebuie să-i ajuți pe ceilalți, să formeze echilibru, rugăciunilor celorlalți, să te ajute și să te sprijini și pe tine. Și cu pilda asta ne apropiem de final și încercăm să închidem rotund. Că spuneați la un moment dat că bucuria e adevărată atunci când o împarți altora, bucuria nu poți să o ții doar pentru tine, așa ca și în pilda aceasta. Degeaba ai foarte mult dacă și te bucuri doar tu singur de ceea ce ai și nu bucuri și pe alții. Deci bucuria vine de la Dumnezeu. Deci sursa bucuriei, cum zici, de la Dumnezeu. De ea nu-i ceva care, cum zicem, o ții pentru tine. Asta și chiar să nu vorbești. Tu dacă ai bucurie și treci pe drum, toți din jurul tău simt ceva ca o adiere de aia, ca cineva care s-a parfumat și simt toți. Cam așa ceva, ai pacea aia, că nu se poate bucuria să o disparți de pace. Cel care are bucurie are și pace interioară. Și cum spune iară Sfinții Părinți, dobândește pacea și mulți
se vor mânti în jurul tău. Adică prin pacea ta le-o transmis la Cilan, se liniștește. Zice, într-o cameră care îi ceartă, dacă îi măcar un ocol care se roagă din toată inima și deodată vezi că se împrăște toate și se liniștesc. Pentru că fug diavolii de acolo, cu unul se roagă. De asta e de recomandat univa, dacă îi ceartă, dai ceva, unul să pui puternic pe rugăciuni, fără să-l vadă ceilalți. Sau la orice situație, se face o întâlnire mare, zicem în Parlament, da? Și toată lumea se ceartă acolo pentru problemele țării. Dacă s-ar găsi măcar trei oameni acolo, în mijlocul ăla, care ar băga rugăciune așa din toată inima cu Dumnezeu, să vezi cum se liniștesc toate și să hotărăzi legile care trebuie. E nevoie în orice situație să existe oameni care să roage. E de luat aminte și e de încercat ceea ce ne spuneți. Și în familie, la fel. Neînțelegeri, cineva să... Chiar mi-amintesc de o familie care... Eu știu de mulți ani și copii și un copil a crescut mai mult în biserică. Mama 9 luni când a fost sărcinată s-o împărtășit în fiecare zi. Și după aia, după ce a crescut copilul, în fiecare zi îl ducea și îl împărtășea. Deci a ținut o legătură. Ei, copilul ăla când a ajuns pe la 5, 6, 7 ani, dacă cumva era ceartă în casă, el dispărea. Și îl găseau în fața icoanei să ruga. Și da, ce face aici? Deci mă rog pentru voi. Deci, să vă împăcați. De la Dumnezeu, da, ca să fie, vedea că nu-i bine în casă. Deci copilașul ăla. Deci ce înseamnă să fii în harul lui Dumnezeu? Înseamnă să dorești totdeauna bine la cei din jur. Și asta ca să poți, că tu nu poți omenește. Și atunci intervii pe rugăciune. Doamne, te rog, uite săraci, să ceartă. Treci pe drum și auzi că la o casă se ceartă cineva. Fă o rugăciune în mintea ta și însemnează ca să aia cu semnul cruci. Doamne, ai grijă de ei să liniștească. Să vezi că în urma ta, fără să-ți dai seama, acolo să liniștesc. Deci noi putem transmite binile astea și fără să-mi fim văzut. Și acum, când ne apropiem, era în Atena cineva, o femeie româncă, și locuia într-un bloc. Și era foarte nevoitoare, se ruga cu tare și îmi spunea, zice, eu după 12 noaptea ce fac, când știu că s-o liniștit toți. Ia-și tămâia casa ei. Și ieșea cu tămâia, ieșea în ciorap să nu se audă și urca tot blocul ăla până sus cara și tămâia la fiecare ușă și fugea înapoi. Deci cumva zice, mă, ca să fie pace la toți. Și nu știa nimeni. Noaptea când toți dormeau, trecea cu tămâia și fugea după aia în cameră înapoi. Deci poți să faci bine fără să te știe nimeni. Binele incognito, da. Și nu degeaba a fi în harul lui Dumnezeu se traduce cu a fi în bucuria lui Dumnezeu. Dar adică, normal, nu se discută. Noi vedem că Dumnezeu e dragoste. Dragoste înseamnă să oferi celorlalți. Că dragostea, zice, ea nu caută niciodată ale sale. Nu se uită să-mi fie mie bine, să fie bine celorlalți. Și atunci dacă ai dragoste, tu te interesezi tot timpul, măi, să le fii bine celorlalți, să-i fii bine soției, să-i fii bine copiilor, să le fii bine la cei din jur, la servici, totdeauna, măi, ce pot să fac eu să le fii bine? Asta înseamnă dragoste. Da, Părinte Pimen, mulțumim că ne-ați împărtășit din bucuria dumneavoastră în această zi a marii bucurii, a învierii și să vă ține Dumnezeu sănătos. Și să ne mai primiți aici și să ne dați cuvânt de folos pentru toată lumea dornică și înfometată de cuvinte. Și ca să rămânem în bucurie, nu trebuie să pierdem legătura cu Dumnezeu, asta e clar. Orice am încercat noi lumește, totul se termină. Deci singura sursă a bucuriei e Dumnezeu, ca să ne fie clar. Deci atunci, ori sub orice formă, am lucrat noi în viața asta să nu pierdem legătura cu Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, o să trăim bucuria care e fără de sfârșit. Nu când avem necazuri, avem, dar și în necazuri ne bucurăm. Da. Puneți la inimă ce ne-a spus Părintele Pimen Vlad, dragi telespectatori, să aveți sărbători frumoase, numai bine, Hristos a înviat!